Laureat al mai multor premii literare, cărți traduse în peste 15 limbi, scenarii de filme, piese de teatru, Dimitri Dinev este unul dintre cei mai importanti scriitori din spațiul european. Dinev a fost la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, aflat la 7-a ediție. Scriitorul bulgar este și un activ apărător al imigranților și refugiaților în Austria, aceasta fiind țara sa de adopție. Dimitri Dinev a acordat un interviu echipei noastre. Welcome, Dimitri Dinev. Așa cum am spus, mă simt frustrată că nu putem comunica nici în germană, nici în bulgară. So wie bereits vor dem Interview angedeutet, habe ich verstanden. Ja. Sunteți pentru prima dată în Timișoara, la Festivalul Internațional de Literatură, dar pentru prima dată în Timișoara sunteți? Sunt Sie das erste Mal in Timișoara? Ja, in Timișoara das erste Mal, aber in Rumänien bin ich schon. Da, Timișoara, da, dar România a fost de câteva ori. Am să încep interviul nostru citind un mic fragment dintr-o povestire din O lumină deasupra capului, din Hai să ascultăm radioul. Sie wird eine kurze Passage aus einer der Erzählungen vorlesen, damit wir das Interview anfangen, und zwar aus dem Lass uns das Radio hören. Okay. Die Erzählung. Deci, pe care nu vreau să mai traduci, pentru că hai să ascultăm radioul. Radioul a avut în socialism o importanță deosebită. A fost singurul aparat prin intermediul căruia se putea lua contact direct cu vestul. Pentru a putea avea sentimentul că ești un dizident, nu era nevoie de nimic mai mult decât de un radio bun pus pe frecvențele emisiunilor Europa Liberă sau Vocea Americii. Deci se adunau 3-4 oameni în jurul unui radio ca să împartă o sticlă de țuică, se și putea vorbi de o mișcare de rezistență. Radioul era un lucru minunat, căci în mod diferit față de țuică, dădea oricui sentimentul că ar fi un erou. Și tuturor le plăcea acest lucru. Și lui Sarko Kichev îi plăcea acest lucru, chiar dacă în cazul lui, baza acestui sentiment se afla într-o altă întâmplare. M-am gândit să începem interviul nostru legându-ne de un lucru comun care de fapt ne leagă în acest spațiu estic. Comunismul. Ich würde das Interview gerne mit etwas anfangen, das uns alle verbindet, und zwar dem Kommunismus als verbindende Glied. Și acest fragment cumva desenează atmosfera în care noi trăiam cu toții, în blocul comunist. Und das zeichnet uns alle aus, das Radio in diesem kommunistischen Block. Cum simte scriitorul Dimitri Dinev această depărtare în condițiile în care ați părăsit Bulgaria după 1990 și cum în condițiile în care Europa astăzi, blocul estic, țările estice, practic se confruntă cu aceleași fantomele trecutului și parcă nu reușim să ne rupem de acel trecut. Wie konfrontieren Sie sich persönlich mit der Vergangenheit, mit der kommunistischen Vergangenheit, besonders im Anbetracht der Tatsache, dass momentan auch europaweit dieses Thema wieder aufkommt, besonders die Aufarbeitung dieser Vergangenheit und ja die die Geister dieser Zeit? Naja, ich habe es leichter, weil ich verarbeite es auch in den Werken. Ne? Also das machen die Leute aber nicht. Ja? Pentru mine este mai ușor pentru că eu mă confrunt cu aceste teme în operele mele. Oamenii însă nu prea se confruntă cu acest trecut. Und mir ist es auch aufgefallen, dass zum Beispiel in Bulgarien es kaum Werke gibt von bulgarischen Autoren, die in Bulgarien leben, die dieses Thema als Hauptthema haben oder aus irgendeiner Weise erzählen oder sich auseinandersetzen. Ne? Und auch ich habe mein Buch darüber auch in der Fremde geschrieben. Ne? Ce-am observat este că și în Bulgaria nu există scriitor care s-ar fi confruntat cu comunismul, cu acest trecut în operele lor. Și până și el a scris despre această temă în străinătate. Vielleicht bedarf es so eine Distanz, dass man manche Dinge rangeht. Ich glaube, dass das Distanz auch heilsam ist. Poate trebuie o distanță, să iei o distanță ca să poți să scrii despre astfel de teme,
o oarecare distanță poate să fie într-un fel și vindecător. Asta vreau să întreb, că practic scriind despre comunism e o formă de catarsis pentru dumneavoastră? Seine Form von Katharsis, von Verwandlung. De sublimare a trecutului, de înțelegerea lui. Dass man die Vergangenheit dadurch besser versteht. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Man kann vieles verstehen, aber nachempfinden, ja? Also das Ratio begreifst, aber diese Nachempfindung ist ganz wichtig, dass man diese Fähigkeit zur Empathie, ja, aufrechterhält, wenn man mit diesem Thema zu tun hat. Weil da ist man sehr schnell bei der Wut zum Beispiel oder bei anderen starken Gefühlen und dadurch bleiben die anderen gesperrt. Das ist zu viel. Mhm. Ja. Este important să privim acest dintr-un punct rațional, într-un fel, nu neapărat emoțional, pentru că emoțional există acest risc de a o tendință spre poate emoții negative, spre furie, spre și uneori trebuie și tratat cu empatie, cu înțelegere această perioadă. Und deswegen ist es so schwer, die Wahrheit über diese Zeit, ne, auszudrücken. Din cauza asta este și greu să exprim adevărul despre această epocă. Weil Wahrheit ohne Menschlichkeit, ja, hat überhaupt keinen Wert. Also, wenn es nur für die Ratio da ist, wenn sie nur nackt darstellt, also die muss man in diese Geschichten auch einbetten, die dann für jeden verständlich sind. Also, că doar adevărul fără partea umană nu are niciun rost, nu are niciun sens. Trebuie cumva, prin povești, făcut să înțeleagă oamenii cum a fost și de ce a fost așa. Und natürlich ist in diese Gesellschaften jetzt das große Problem ist, dass die Mächtigen eigentlich immer noch die gleichen sind. Also dass sie das Geld behalten haben. Diese Ex-Kommunisten, die heißen jetzt anders. Ne? Și problema este că cei care au fost la putere, așa numiți ex-comuniști, au rămas la putere și sunt încă responsabili și încă au puterea. Dass die Macht vererbbar ist, ja? Das ist ja das größte Problem, dass die weiter vererbt wird. Ja? Es kommt nicht was Neues, sondern sind die Erben jetzt, also den Alten, so wie in so ganz archaische Gesellschaften. Tocmai asta e problema, că puterea se poate da mai departe, că există urmașii care preiau această putere, ca într-o societate arhaică, pur și simplu. Da, că spuneți acest lucru, practic, de-am și spus că spațiul estic, practic, are asemănări foarte mari, pentru că același lucru se întâmplă și în România. Este vorba despre aceeași clasă politică care, practic, s-a perpetuat și și-a datat cumva... IQ-ul, ca să zicem așa. Das gleiche ist eigentlich auch in Rumänien passiert. Dass auch hier eigentlich das alte Kader eigentlich die Macht übernommen hat und einfach nur ja, sich anders darstellt, aber im Grunde genommen sind es immer noch die gleichen Leute mit den gleichen Motiven. Și poate o explicație acestei perpetuări a clasei, aceeași clasă politică, ar putea fi, de fapt, lipsa unei culturi politice. Und das kann man eben vielleicht auch dadurch erklären, dass einfach eine politische Kultur gefehlt hat, dass die Leute nicht geschult wurden im politischen Denken. A electoratului, practic, a poporului, cel care reușește să fie și astăzi păcălit. Letztendlich des Volkes, derjenigen, die wählen müssen. Ja, und ja, es sind mehrere Probleme, aber deswegen müssen wir Autoren diese andere Varianten der Geschichten erzählen und nicht diese Monopol der Geschichte, wo sich die von der Macht, weil jede Macht erzählt ihre Geschichte, aber wir müssen diese Monopol durchbrechen mit unserer Darstellung. Așa este, există într-adevăr mai multe probleme, dar din cauza aia consider că cel mai important este ca autor, ca scriitor, să nu povestești povestea celor în putere, ci prin poveștile tale proprii să treci, să renunți, refuz monopolul creat de aceștia. Are scriitorul
cel mai ales în spațiul ăsta estic, ex-comunist, are o datorie morală de a scrie, de a vorbi, de a fi o voce, de a vorbi despre lucrurile astea? Scriitorii? Da. Sehen sich Schriftsteller in der Pflicht, über diese Themen zu sprechen und diese Themen aufzuarbeiten in ihren Werken? Chiar dacă iau o distanță temporală. Auch wenn sie, auch wenn sie es auch, ja, wenn sie versuchen, das entfremdend darzustellen, also eine Distanz zu wahren. Ja, also die Distanz ist, also wir sind so zwei, die Distanz ist mehr die Suche des subjektiven Blicks, also das meine ich unter Distanz, sondern das ist nicht diese Distanz, die dich alles gleichgültig erscheinen lässt. Das wollte ich, das muss man sagen zuerst, dass Distanz nicht Gleichgültigkeit ist. Important ist, să facem distinția că distanța nu înseamnă neapărat nepăsare. Dass man diese objektive Suche nach dem Wahren. Aber es ist natürlich, es ist ganz wichtig, also es ist unsere Pflicht, diese Zeit aufzuklären, ja? Also ein Licht über diese Zeit zu werfen. Das ist ganz wichtig, weil sonst gäbe es kein Katharsis. Ohne diese Zeit zu erfassen, erfassen ist so ein schönes Wort im Deutschen, gäbe es kein Katharsis. Ja? Da, există, ar trebui ca scriitorii să scrie, să tematizeze această perioadă, pentru că dacă nu ar exista aceste povești, dacă nu s-a confruntat cu această perioadă, atunci nici nu ar putea să aibă loc o catarsis, cum s-a spus. Trebuie să existe o schimbare care e provocată efectiv prin a înțelege această perioadă și a povesti despre această perioadă. Und das ist auch für viele, viele Leute eine ganz prägende. Also das hat mich auch sozialisiert als Mensch, diese Zeit. Și este într-adevăr o perioadă care a marcat pe foarte mulți oameni, chiar și pe el, și el a crescut în acest regim. Aber wahrscheinlich das Problem heute ist, dass genau diese Leute, die in dieser Zeit, so wie ich, so miterlebt haben und mitgedacht, dass genau diese Schicht alle ausgewandert sind, ja? Alle sind der Fremde. Dass dieses Bindeglied fehlt in diese Gesellschaft, sowohl wahrscheinlich hier in Rumänien als auch in Bulgarien. Ja, doch mal, das ist das Problem, dass acești oameni care au crescut în această perioadă și au crescut cu comunismul, au plecat, au emigrat și astfel lipsește această punte de legătură între societatea de astăzi și societatea de atunci. Revenind la tema festivalului Țara de Adopție, noastră sunteți un exemplu clar de ați părăsit Bulgaria, locuiți în Austria, deși temele pe care le abordați sunt comunismul sau excomunismul, Bulgaria, acolo sunt subiectele, totuși ați părăsit cumva limba și scrieți în limba germană. Deci limba germană este țara de adopție a scriitorului, iar Austria este țara de adopție a dumneavoastră. Cum resimțiți această adopție? Das Thema des Festivals ist Adoptivland und Sie haben ja Deutsch als Sprache, als Adoptivsprache, als Adoptivort des Schriftstellers gewählt und Österreich ist halt das Adoptivland ihrer Person. Wie fassen Sie diese Beziehung auf, diese Beziehung zu dem neuen Adoptivland, also dem Land, wo Sie jetzt wohnen und in der Sprache, in der Sie schreiben? Was sind Sie Orphan, un Orphan adoptat? Macht Sie das zu einem Waisen? Fühlen Sie sich wie ein Waise, der adoptiert wurde? Also von diesem? Pentru că tot citind despre scriitorii pe care au se mai prezint în acest festival și practic, tema acestui festival este țara de adopție. Am simțit cumva, făcând diferite lecturi, că practic țara este o a doua inimă, practic, pe care o cari după tine. Weil este așa? Sie hat das so aufgefasst, indem sie auch andere Autoren jetzt gelesen hat, andere Bücher, die hier vertreten sind an diesem Festival. Oft ist es, scheint ihr so, dass diese Auffassung besteht, dass das Heimat
in gewisser Weise ein Herz ist, das man mit sich trägt. Und Adoptivland auch. Das ist wie ein zweites Herz, das man immer bei sich hat. Okay, jetzt zu dem Adoption. Der Unterschied zur Adoption ist, dass die Eltern das Kind aussuchen. Und in meinem Fall ist das Kind, das die Eltern ausgesucht hat. Also deswegen ist es nicht ganz. Also deswegen kann ich nicht in dem Sinn als Weise, ne, betrachtet, sondern ich habe die Wahl getroffen. Vielleicht ist es wichtig. Important de subliniat că ideea de adopție în cazul acesta este că, de exemplu, părinții te aleg pe tine născându-te, dar în acest caz eu am ales, adică el a ales țara respectivă, deci nu se poate vorbi neapărat despre orfan, pentru că a fost alegerea lui de țară. Und natürlich, man kann, also das vielleicht das stimmigste Bild, das man zeigen kann, ist eben, Bulgarien ist meine Mutter und Österreich meine Geliebte. Ne? Cel mai bine ca imagine se poate zice că Bulgaria este mama mea, iar iubita mea este Austria. Und man kann ja lieben, man kann vieles lieben, also das ist kein Widerspruch. Ne? Și poți să iubești diferite persoane, diferite lucruri, nu există aici o contradicție. Man muss da nicht auswählen und sich so reißen, in der Mitte reißen lassen. Nu trebuie să alegi și să te lasi sfârșiat în această alegere. Das wäre diese nationalistisch-faschistische, ne? Denken. Asta e mai degrabă o gândire naționalistă-faschistă. Aber in dieses Denken gibt es keinen Platz für die Liebe. Dar în această formă de gândire nu există loc pentru dragoste. Das ist jenseits der. Und ja, also ich habe entdeckt, dass es viele Vorteile hat, in einer Fremdsprache zu schreiben. Am descoperit că are foarte multe beneficii de a scrie și de a te exprima într-o limbă străină. Und eben weil ich in dieser Sprache keine Kindheit habe, bin ich viel freier. Pentru că în această limbă nu am o copilărie, sunt numai liber. Weil ich auch nicht die Verbote, die eben über die Erziehung auch mit der Sprache übertragen werden, mitgenommen habe. Pentru că nu am preluat și ceea ce ți se interzice ca și copil în limba ta natală. Also niemand hat mir gesagt, so spricht man nicht. Nimeni nu mi-a spus, așa nu vorbești. Und dadurch, das ist nur vorteilhaft für einen Künstler. Also, ja, pentru un artist asta e numai un beneficiu. Ich betrachte jedes Wort gleichberechtigt. Fiecare cuvânt este egal. Es gibt kein Wort oder Wendung, die aufgrund der Geschichte irgendwie benachteiligt wird. Weil es gibt deutsche Autoren, die dürfen was nicht sagen, weil sie mit einer bestimmten Geschichtsperiode verbinden. Und da haben sie Hemmungen. Ne? Nu există un cuvânt care este discriminat în povestea pe care dorește să o povestească. Există, de exemplu, autori germani care nu au voie să zică anumite lucruri tocmai din cauza că au această legătură cu un trecut al lor specific. Also es ist un fel de autocenzură. Genau. Und ich habe sozusagen diese Narrenfreiheit, ne? Nennt man das. Eu am cumva, să zicem, nebunia saltimbancului. A, vă aruncați, practic, bungee jumping în limba, v-ați aruncat așa, da, în limba germană, fără nicio reținere. Sie haben sich einfach in der deutschen Sprache hingeworfen, ja, ohne Bedenken. Ja, und sie, also, und sie entzieht sie mich natürlich die ganze Zeit. Sie hat viele Geheimnisse, aber das macht sie aufregend. Ja? Bineînțeles, există și acest mister pe care limba o are fiind străină. Wie eine Geliebte. Ne? So. Da, e ca o iubită, în sensul că tot timpul descoperi lucruri noi. Aber das lässt mich immer neugierig bleiben, ja, gegenüber der Sprache. Și asta mă face să rămân tot timpul curios când vine vorba de această limbă care mă exprim. Că vorbiți în termen de iubire pentru limbă, n-aveți sentimentul că ați părăsit limba bulgară? Weil Sie über Liebe sprechen in Bezug auf die Sprache, fühlen Sie nicht, dass Sie die bulgarische Sprache verlassen haben? Auf eine Weise habe ich, ja. Ja, ich habe auch mit den Menschen, die
die ich auf Bulgarisch, also die Menschen, mit denen ich Bulgarisch rede, werden immer weniger auch, ne, im Laufe der Jahre. Also ich rede zwar mit meinen Kindern, also da ist es nochmal sozusagen mit der Geburt unserer ersten Tochter ist nochmal die bulgarische Sprache geboren worden, so bildlich. Aber momentan schreibe ich, ja, es ist sicher Deutsch die Sprache, in dem ich ausdrücke, ja. Da, într-adevăr, există o ruptură acolo și cu anii tot mai puț- are tot mai puține, tot mai puțin oameni cu care vorbește în bulgară, tot mai puțin cum se discută în această limbă. Acum vorbește cu copiii lui, de când s-a născut fata lui, cumva a redescoperit limba datorită ei, că vorbind, dar când vine vorba de scris, când vine vorba actual, de limba predominantă austriacă, adică germana este această limbă. Ja, weil die, das ist auch der Rhythmus des Alltags, also dieser Rhythmus auf der Straße, diese Melodien, die man hört, ne, das sind die Melodien der deutschen Sprache, wenn man in einem Land lebt wie Österreich. Ne? Und man vergisst immer, dass Sprache sehr viel mit Melodie und Rhythmus zu tun hat. E vorba și de ceea ce de melodia cotidianului, de faptul când mergi pe stradă și ce auzi în jurul tău, ritmul, melodia limbajului vorbit. Și de foarte multe ori se uită acest lucru, se uită faptul că limba este foarte mult melodie și ritm. Das, und das ist eben, das ist das Problem der Übersetzungen, dass immer der Rhythmus auf der Strecke bleibt einer Sprache. Ne? Man kann übersetzen die Worte über den Rhythmus. Ne? Die, Das ist ganz schwer zu übertragen. Ne? Asta e și problema în traducere de multe ori, pentru că da, poți să traduci sensul cuvintelor, dar ceea ce se pierde este ritmul limbajului, cum a scris, melodia. Deci este limba o inimă? Este Sprache ein Herz? Herz? Die Sprache? Sau care e comparația pe care ar găsi mai potrivită? Wie würden Sie Sprache vergleichen? Pentru mine, zilele astea de festival, pe această temă, asta am simțit că este, despre asta este vorba. Und das hat sie zum Beispiel während der Festivaltage so mitgenommen. Also sie findet, dass Sprache tatsächlich wie ein Herz ist, wie ein pulsierendes Herz. Es ist noch mehr. Es ist noch mehr. Es ist also Herz, wenn man das Bild der Menschlichkeit. Ich glaube, dass erst die Sprache, also über die Sprache, über den Dialog sind wir zu Menschen geworden. Ne? Über das Erzählen, also werden wir zu Menschen. Uns werden Geschichten erzählt, als Kinder noch. Ja? Und darf man auch nicht vergessen, dass Sprache auch Gedächtnis ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Motiv. Vielleicht kurz. E mai mult de atât, pentru că ceea ce ne face oameni este limba, în sensul că și ca și copii începem, ni se povestește povești și practic acest acest că putem să facem acest lucru, să comunicăm unul cu altul, dialogul, asta ne face de fapt oameni, ne caracterizează pe noi ca și ființe. Și da, ich habe das letzte nicht mehr verstanden. Welche die, das Sprachgedächtnis ist? Ah, și important este că totodată limba este și amintire, este das ist ganz wichtig. Și asta e foarte das important. Ist ganz wichtig, dass die und das ist was ganz Besonderes, ja, das ist eben dieses Rückblick, also die Sprache trägt unsere Geschichte. Asta e foarte important și pentru și esențial, pentru că limba este transportă istoria noastră. Prin ea noi unsere menschliche Geschichte, ja. Astfel rămâne istoria în viață. Weil alles die Steine und so, ein Stein ohne Geschichte bleibt ein Stein, ja. Pentru că pietraiu, o piatră fără poveste rămâne o piatră. Also es ist das Erzählen, also das ist so entscheidend. Und es gibt jetzt ein Experiment, so ein Mittelalter, wo ein König, es gab ja diesen Streit, welche ist die Ursprache, ja, des Menschen. Was würden sie reden, wenn sie keine Sprache hören? Und hat so Kinder, Babys,
gesammelt, ein paar Babys, und gezwungen, diese Leute, die sich um sie gekümmert haben, kein Wort zu reden mit denen, damit er schaut, in welche Sprache sie reden werden. Ja? Und man hatte andere Babys, mit denen wurde normal geredet, weiter und weiter. Und diese Babys, mit denen die Leute kein Wort gesprochen haben und nur gewartet, in welche Sprache sie zu sprechen beginnen würden, ob das Latein oder Hebräisch oder Griechisch sein wird, diese Ursprache, sind alle gestorben. Este o poveste despre un rege medieval care a vrut să afle care este prima limbă care s-a vorbit. Și a făcut un experiment pentru că a luat copii care încă nu vorbeau, care să învețe să vorbească, și acești copii li s-a interzis adulților să vorbească cu acești copii. Și au luat pe alți copii la care, cu care s-au vorbit normal și s-a așteptat să vadă, dacă nu se vorbește cu acești copii, în ce limbă efectiv aceștia vor vorbi. Și din cauza faptului că nu s-a vorbit cu acești copii au murit. Mm-hmm. Also Sprache ist auch unsere Nahrung zugleich. Deci limba este într-un fel și mâncarea noastră. Auch, es ist ganz groß, also ganz wichtig. Also, es ist wichtiger, als wir es vielleicht begreifen können. Este foarte important, poate mai important decât percepem noi sau înțelegem noi. Es geht über, also es ist vielleicht unser Zugang zu Unendlichkeit und zur Ewigkeit. Poate chiar este și accesul nostru spre infinit și spre eternitate. Pentru că înțeleg că sunteți și un, ca să vorbim și în context mai larg, în Europa, și pentru că înțeleg că sunteți un avocat al imigranților, al refugiaților, și pentru că aseară Putin a declarat că statele din care au sisteme balistice vor fi țintele Rusiei, aveți senzația cumva că istoria cumva se repetă și parcă suntem din nou intrăm într-un război rece, Europa e și ea săraca cu multe probleme. Și cum vedeți? Sunteți la curent cu lucrurile astea? Weil Sie sich als Europäer sehen und auch ein Fürsprecher sind für Flüchtlinge, für Emigranten und in Anbetracht der aktuellen politischen Lage in Europa und natürlich der Beziehungen zu Russland und zu bestimmten Aussagen, die auch der russische Präsident aktuell gemacht hat, wie sehen Sie die Entwicklungen aktuell in Europa? Ist es, befürchten Sie, dass es zu einem zweiten Kalten Krieg kommt, dass es irgendwie, dass Konflikte entstehen werden, die halt wirklich so... Și Putin, care aseară a declarat, asta ai spus? Da. Da? Auch n-am auzit cuvântul Putin. Am zis președintele rus, n-am zis numele. Da. Natürlich, man muss immer wach bleiben, aber man muss auch der Angst nicht viel Platz lassen. Ja? Also, weil all diese Rechten arbeiten mit dieser Angst. Und hinter diesen Angst und Sicherheit verstecken sie ihre grausame Spielung. Ja? Mhm. Trebuie să fim atenți la ce se întâmplă și să privim cu atenție evoluțiile, dar totodată nu trebuie să ne fie frică și să ne uităm la ce se întâmplă în Europa cu frică, pentru că tocmai frica este un instrument folosit de radicali, de cei de dreapta, prin care ei își fac jocul lor. Man soll nicht diesen Leuten über Europa reden lassen, weil sie nicht verstehen, ja, was sie reden, also diesen Rechten. Weil man soll die Europa nicht schlechter machen, als es, Europa ist ein großartiges Projekt. Cei de dreapta nu ar trebui să vorbească despre Europa, pentru că oricum nu înțeleg ideea Europei și nu apreciază. Europa în sine este un proiect deosebit. Und das ist unglaublich, dass da zusammen Todesfeinde, die über Jahrhunderte sich geschlachtet haben, zusammen sind und arbeiten. Das ist ein Punkt in der Geschichte, wo sie sich vereinigt haben. Auch. Și este deosebit, având în vedere că vorbim de țări care și de culturi care pentru de secole s-au războit și au fost un conflict sângeros între ele și la un moment dat, într-un punct, au decis să colaboreze.
Also das gibt es nirgendwo auf der Welt. Ne? Dass diese Todesfeinde, so wie Franzosen und Deutsche oder Franzosen und Engländer, also Franzosen und Deutsche, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, dass man zusammen mit den Deutschen was macht. Ja? Also muss man sich vorstellen, das war viel komplexer als jetzt, ja, diese Situation. Nu este niciunde în lume un astfel de exemplu și trebuie să ne imaginăm faptul că, de exemplu, francezii și nemții care au fost inamici de, în istorie, exact, la fel și Anglia și Franța, toate aceste țări au decis, tocmai după al doilea război mondial, care au fost sângeros, să colaboreze una cu alta. Und dann ist es so, heutzutage, was kann ein Nationalstaat ausrichten, wenn man diesen Weg geht und sich trennt? Ein Nationalstaat kann nicht mehr gegen diese Globalisierung des Marktes, des Geldes gar nicht ausrichten. Der ist zu klein, ja, da, um da mitzuspielen. Și oricum, dacă chiar vrem să mergem, să jucăm acest joc de despărțire, trebuie să ne gândim ce poate să facă un stat independent, adică național, în contextul globalizării, mai ales a economiei, în sensul că o singur n-ai nicio șansă să supraviețuiești pe piețe. Also, was kann das kleine Österreich gegen Microsoft oder gegen Google machen? Aber Europa kann schon. Man kann sie zwingen, Steuer zu zahlen, zum Beispiel. Exemplu, ce ar putea să facă Austria împotriva unui concern ca și Google sau Microsoft? Dar Europa poate să oblige să plătească taxe. Also, das ist, also ich, und dann, ja, die Nationalisten, die können sich, also der Wesen des Nationalismus ist so, dass sie nie zusammenkommen, weil sie die jeweiligen nationalen Interessen, ne, sich kümmern, und die können nie zu einer Einigkeit kommen. Și oricum, naționaliștii, vorbind de naționaliștii din diferitele țări, oricum nu au cum să ajungă împreună, pentru că e împotriva firii și a ceea ce reprezintă naționalismul. Din cauza niciodată nu va exista o unificare a diferitelor mișcări naționaliste din Europa. Und ich meine, und die treffen sich nur in diese negative Vermittlung von Dingen, ne? Also es gibt nichts Positives, was sie ansprechen, ne? Sondern sie sprechen immer die dunklen Seite der Menschen, ne? Ja, punctul de întâlnire acestora este întotdeauna unul negativ, adică ei vorbesc numai despre părțile proaste ale oamenilor, nu neapărat despre ceva pozitiv, nu nimic constructiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și sper să ne mai vedem. Vielen Dank für das Interview. Gerne, gerne. Danke für die Einladung.